câteva cuvinte despre cel mai cultivat hibrid din România din anul agricol 2019-2020. Este vorba de 264, recomandarea cea mai potrivită pentru fermierii din România. Este hibridul care cu siguranță nu trebuie să lipsească din curtea oricărui fermier care dorește să facă rapiță în România. Este cel mai bun hibrid pe care compania Corteva l-are în portofoliu, hibridul cu multiple rezistențe pe planul bolilor, un comportament extraordinar de bine adaptat pentru condițiile climatice din România și care a dovedit, chiar și în mediul ostile de cultură precum și aici, în toți anii de când îl avem noi în testare, rezultate constante. În primul rând, că despre asta este vorba, să obținem rezultate constante de la an la an în condiții diferite și dificile de cultură. Este un hibrid special adaptat pentru această zonă, ce are un comportament în primăvară un pic diferit față de alți hibrizi. Este o plecare, să spunem, mai lentă în vegetație, lucru care îl protejează de înghețurile de revenire și care reușește să-l scutească de foarte multe probleme în perioada înfloritului, cu o înflorire compactă și abundentă, ceea ce îi dă un avantaj foarte, foarte mare, dar cu o maturitate semi-timpurie, la fel ca toți hibrizii pe care noi avem în portofoliu. Deci este un hibrid care înflorește mai târziu decât ceilalți hibrizi din portofoliu, dar care reușește să ajungă la maturitate în aceeași perioadă cu ceilalți hibrizi. Practic, diferența între etajele inferioare și cele superioare este una foarte mică la acest hibrid, o ramificare extraordinar de bună, caractere agronomice foarte, foarte bune. La mic pe jos face în medie peste 8 ramificații pe fiecare plantă. Un hibrid care atunci când este cazul poate să facă producții bune și pe secetă. Am văzut acest lucru când a fost 10-15% peste toți ceilalți hibrizi în condiții de secetă la producții de 2000-2500 de kilograme, dar și în condiții foarte bune de cultură, precum acest lan din spatele nostru, reușește să ridice ștacheta foarte, foarte sus către producții de 5 tone fără probleme. Este hibridul care în 2019 a fost, să spunem, desemnat de către fermieri, hibridul numărul 1, cel mai mare volum vândut în România de către o companie în acest hibrid și sperăm să urcăm cât mai mult cu el, să ajungem în cât mai multe ferme cu acest hibrid și să demonstrăm ce poate să facă acest hibrid. Este un lucru care încercăm să-l promovăm la rapiță, această stabilitate pe care o demonstrează pe deplin 264 și încercăm să explicăm fermierului că este mult mai importantă stabilitatea și constanta producției decât vârfurile de producție. Putem avea o solă de 5500 într-un an, dar media să fie de 4000, sau putem avea o cultură medie de 4500 fără să avem nevoie de aceste vârfuri extraordinare și să avem un hibrid cu un comportament foarte, foarte bun, o maturare uniformă, o masă a 1000 de bobe foarte bună, NMP cum se spune în literatură. Acest hibrid reprezintă alegerea numărul 1 pentru că schimbările climatice sunt la ordinea zilei în ultimii ani și avem nevoie de hibrizi care țin pasul cu aceste schimbări climatice. Vedem că avem 33 de grade cum a fost ieri, astăzi avem 20, ieri au fost 15 și așa mai departe. Trebuie să avem hibrizi care sunt adaptați la aceste condiții, trebuie să avem hibrizi care pot trece cu ușurință de la temperaturi de -7-8 grade noaptea până la temperaturi de 15-20 de grade în timpul zilei. Practic, acești hibrizi în această grupă moștenesc, să spunem, parte din genetica Maximus pe care compania Pioneer a avut-o în trecut și trec foarte, foarte ușor peste condițiile neprielnice de climă, tot mai prezente în fermele din România și nu numai, și în toată Europa avem de-a face cu înghețuri de revenire foarte agresive, cu precipitații reduse și așa mai departe. Cu toate că rapița este o plantă prin definiție care are nevoie de apă, acest hibrid a demonstrat un comportament exemplar și în condiții grele de cultură și cu apă puțină. L-am văzut în foarte multe condiții, reușind să scoată 3.000-3.500 de kilograme la hectar cu 200-250 de litri de apă într-o perioadă de vegetație, lucru care până acum câțiva ani nu era posibil. De asemenea, acest hibrid se remarcă și într-o conversie foarte, foarte bună a azotului. Este un hibrid care reușește să răsplătească fermierul cu ghilimele de rigoare și la o aprovizionare medie cu azot, el se descurcă extraordinar și a demonstrat lucrul acesta când în fertilizare, să spunem, asemănătoare, a reușit să dea producții mai bune. Iar analizând acest lucru în cercetare, am observat faptul că
reușește să convertească mult mai bine azotul. Această trăsătură fiind încă o moștenire de la grupa Maximus, care o cunoaștem cu toții, acei hibrizi pitici, cum erau numiți popular, aveau cea mai bună conversie a azotului din toți hibrizii din piață, reușind să întrebuințeze cu până la 20% mai bine azotul decât un hibrid convențional. Și acest hibrid 264 reușește să facă acest lucru și să păstreze această rată foarte bună de utilizare a azotului, răspunzând astfel rigorilor vremii, când vedem că îngrășămintele sunt din ce în ce mai scumpe și din ce în ce mai greu de procurat. Cantitatea este restricționată pe hectar și atunci este important să cunoaștem și acest aspect. Hibridul se descurcă foarte bine și în condiții, să spunem, restricționate de fertilizare.